Iată, prieten, că revin și eu din nou. Am să fac un video prietenului meu, aparatului meu de măsură, o prezentare așa frumos. El vine cu un picioruș de a se autosprijini. Da. El vine pe un picioruș care se ca să se poată autosprijini, wow, să nu pun degetul pe cameră din greșeală. Așa, am să-l pun așa ca să s-a clipsat, ca să fiind să se poată sprijini. Bun. Vine cu doi tester. Bine izolați. Da? Pentru siguranța utilizatorului. Am să vă arăt și ce face fiecare funcție după el. Am să vă dau și o firmă de aparate de măsură de care să fugiți. Da? Am avut destule experiențe neplăcute cu firma aia. DT83OB. DT83OB. De aia să fugiți ca din naiba. Aparatul meu este din Anglia, am două. Da, ăsta e un pic mai deștepțel, dar e defect. N-am ce să fac. Nu se bagă nimeni să repare așa ceva, pentru că sunt ieftini. Hai acum să vedem ce face fiecare aparat, fiecare setare. Șerpișorul ăsta este curentul alternativ 600 de volți, 200 de volți, 20 microfarads, cred, pentru condensatori, adică UF microfarads, dar el a pus așa, cred, 2 miliamperi, 200 miliamperi, 20 miliamperi, 200 miliamperi, 10 amperi. Aparatul de măsură este capabil, cel puțin al meu. Sunt aparate de măsură cu 10 amperi, cu 20. Asta e cu 10 amperi max. Este capabil doar de 10 amperi max. Da? Acum la curentul continuu, adică linia asta dreaptă, este așa, 600 de volți, 200 de volți, 20 de volți, adică 12 volți pentru bateriile auto de mașină, bateriile de telecomandă 2 volți, 200 miliamperi, 2 miliamperi. Aici la focus iar face belele. 200 de kiloohm, 2 kiloohm, 20 de kiloohm, 2 kiloohm, fiți ar focusul că n-am văzut. Și aici cred că tot ohm, dar îmi scrie doar 200 și nu știu exact. Așa. Asta este pentru continuitate. Sunt unele aparate care au acest semn de buzzer lângă diodă. Buzzer adică în momentul când atingeți testerii între ele, da? Țiui. Trebuie să ducă o valoare cât mai apropiată de 0. Fii atent, fiți atenți aici. Asta, deci borna de masă, comun pentru toate măsurătoarele. HF este pentru tranzistor, am să vă spun exact ce e cu aia, ce e cu literele alea acolo. Asta rămâne tot timpul aici și doar cablul roșu se mută dintr-o parte în alta. Aici avem așa.
Aici avem așa. Aici avem așa. Emitor, colector, bază, emitor. Sau emitor, bază, colector, emitor. Fiecare cifră, fiecare număr de aici, fiecare cifră de aici, pardon, fiecare literă de aici, că mă încurc, că nu văd focusul, nu merge focusul, deci, așa, să vezi ce reglaj tine îți fac cu ciocană, da? Da, fiecare literă de aici corespund cu pinii tranzistorilor, deci bază, emitor, colector, emitor, colector, bază sau emitor, bază, colector, emitor. Da? Măsoară. Haide, capul meu, dar mă freacă focusul ăsta. Măsoară NPN și PNP, tranzistori. Mai are o funcție de hold. Adică am să vă arăt imediat, sper să mă lase pe gama asta, că bateriile sunt bune. Sper să mă lase să mă lase cu gama asta de 2V, cu scala asta de 2V, întotdeauna mai mare decât tensiunea pe care vreți să o măsurați. Dacă aș face și contactul, dacă aș măsura doar o singură baterie, ar merge, așa le măsor pe amândouă odată. Da. Și bagă și mufa înapoi ca să și măsoară ceva. Așa. Deci avem aici un plus și minus. Deci măsoară ambele baterii odată, da? Ambele baterii odată le măsoară. Stați așa. Stați așa că nu fac contact. Da, nu mă lasă pe gama asta. Va trebui să mutăm pe o gamă mai mare, adică pe 20V. Și avem 2,95. Bun. Bateriile încă sunt bune. Dacă aș măsura doar o singură baterie, ar merge să măsor pe 2V pentru că e suficient, dar așa le măsor pe amândouă odată. De aia nu mă lasă pe 2V, uite-l, vezi? De aia nu mă lasă 1, adică ca și cum ar fi tester în scurt, de aia nu mă lasă. Bine, dacă vreți precizii și mai mari, 0,29, dar asta e deja valori tâmpite. Deci 2,95 de volți avem. Ok. A, să vă arăt ce face și butonașul ăla. Am scos repede mufile. Să vă arăt ce face și butonașul ăla de hold. Da? O să-i dăm pe tensiune mai mare. Da, 2,95 de volți. Apăsăm pe hold. Și acum dacă scoți mufile, eu am folosit de multe ori asta. Deci am scos probele, da? Dar tensiunea mi-a rămas salvată pe aparat. Asta e bun în momentul când ai de măsurat o tensiune și cred că bateria mea e pe gata. A, ba nu, mi-arată hold acolo. Ai de măsurat o tensiune și nu vrei să o pierzi, îi dai frumos hold și îți măsoară tensiunea, îți rămâne tensiunea măsurată pe aparat. Mai apeși o dată și dispare. Pac. Îi dăm on, off, pardon. Cam asta a fost, prieteni. Aparatul de măsură
Vă spun sincer că un aparat de măsură în casă pentru gospodării s-a dezlipit un fir, s-a desfăcut o priză, s-a, eu știu ce, măsor un fir, o rezistență, rapid, ceva, pac, pac, se merită și cu un LEDCON, nu neapărat cum am eu stații, sunt și LEDCON-urile alea care le bagi direct în priză, da? Luați-vă de la Parkside, sunt cele mai bune LEDCON-uri, am avut. Ce să vă mai spun, cam atât. Până la un viitor clip, like, comment, abonare, mulțumesc celor 72 de abonați, v-ați mai abonat, mă bucur pentru voi, să-mi spuneți ce părere aveți de fotografia de coperta canalului, dacă vă place. Mulțumesc și băieților și domnilor Andreea și Răzvan, aduc câștig garantat pentru că ei mi-au dat sfaturi bune. Vă mulțumesc tuturor, până la un viitor clip, vă pup și vă iubesc.